Se întâmplă în România anului 2023. Un tânăr de 28 de ani s-a dus la spital cu o fractură de cot și a murit acolo. N-a mai părăsit niciodată spitalul. A fost finalizată necropsia acestuia. De ce spun medicii că a decedat? Aflăm de la Alina Iosif. Alina. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Rezultatele preliminare ale efectuării necropsiei în acest caz arată faptul că tânărul de 28 de ani a murit în urma insuficienței cardiorespiratorii. Această insuficiență a fost cauzată însă de un edem pulmonar masiv acut. Vorbim despre acumulare de lichid la nivelul plămânilor care a apărut în timpul operației. Specialiștii spun că acest edem ar fi putut să apară din cauza substanțelor folosite la anestezie și tânărul să fie avut într-adevăr o alergie la una din substanțele respective, mai ales că el nu a fost testat înainte pentru alergii. Aceiași specialiști spun însă că edemul pulmonar poate apărea și în insuficiență cardiacă, în afecțiuni cardiace. Totuși, tânărul nu era cunoscut ca având afecțiuni cardiace și nu a reieșit acest lucru nici în urma investigațiilor efectuate în spital înainte de operație. Cert este că după 10 minute de la administrarea anestezicului, acesta a intrat în stop cardiorespirator. O recunoaște și medicul anestezist care a asistat la operație. Acesta a spus că nu a mai văzut așa ceva în toți anii săi de serviciu, de 36 de ani. Practic, inima pacientului a cedat la un moment dat. Nu mai pompa sânge. Nici nu avea cum din cauza edemului masiv pulmonar. Mama tânărului spune însă că de vină ar fi medicul anestezist și că fiul său nu avea absolut nici o problemă de sănătate. Ea ceră să fie trași la răspundere medicii. De altfel, procurorii de la Vatra Dornei au deschis în acest caz un dosar de cercetare in rem pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.